am decis să fac o reconsultare a Parlamentului, o nouă consultare a Parlamentului României pentru lărgirea ariei de cuprindere a referendumului. Așadar, voi adresa Parlamentului României o nouă consultare care lărgește area de cuprindere pentru referendum, pentru a-l face mai eficient și mai puternic. Referendum pe 26 mai. Avertizez guvernul României să nu emită ordonanțe de urgență în aceste domenii justiție, politică penală, până când nu se exprimă poporul, până când nu cunoaștem voința suverană a românilor.